Din punct de vedere al suprafeței, Rusia e cea mai mare țară din lume. În ea locuiesc aproximativ 145 de milioane de oameni și pentru care o suprafață atât de mare se fac uneori descoperiri misterioase. De asemenea, în Rusia se întâmplă uneori lucruri pe care nu le veți vedea în nicio altă țară. Numărul 10. În Moscova, capitala Rusiei, se găsesc o mulțime de câini vagabonzi care se plimbă și caută mâncare. Nu e niciun secret că acești câini sunt animale foarte inteligente, dar se pare că în Rusia sunt chiar mai deștepți decât în orice alt loc de pe pământ. Acest lucru se datorează faptului că acești câini vagabonzi știu cum să navigheze prin metrou. Metroul din Moscova e imens, așa că e ușor să te rătăcești, dar acești câini nu se pierd totuși. Se spune că unii din acești câini vagabonzi știu exact în ce direcție să călătorească, exact ce tren să ia și unde să coboare. De asemenea, ei știu ce fel de oameni vor fi drăguți cu ei și de cine ar trebui să stea departe. Acești câini nu se tem deloc de zgomotul din metrou. Pentru un câine obișnuit, traiul pe străzi și mai ales în apropierea metroului ar fi un stres imens. Dar acești câini ruși sunt atât de obișnuiți să ia metroul. Numărul 9. Idolul Shigir e una din cele mai vechi sculpturi din lemn din lume și are o vechime de 12.000 de ani. S-ar putea să fiți surprinși, dar această sculptură este de două ori mai veche decât piramidele egiptene. Sculptura are o înălțime de 3 metri și a fost găsită în 1890 în timpul unei săpături arheologice. În prezent o puteți găsi doar într-un muzeu destul de necunoscut din munții Ural, care nu e prea departe de granița cu Siberia. Se spune că idolul Shigir e singurul artefact din lemn care a supraviețuit din epoca de piatră. Mulți oameni de știință cred că un studiu atent al sculpturii ar putea schimba modul în care vedem societatea preistorică, dar până în prezent nimeni nu a reușit să înțeleagă exact ce înseamnă liniile și fețele, dar se crede că semnele geometrice ar putea avea legătură cu lumea spirituală și cu pământul nostru. Numărul 8. Se spune că uneori bărbații ruși sunt curajoși și duri și că nu se tem niciodată de nimic, dar cum rămâne cu rusoaicele? Dacă e să dăm crezare următoarei povești, nici lor nu le e frică de nimic. O femeie pe nume Alexandra Matrosova era pe punctul de a da naștere unui copil când se afla în mijlocul unei păduri siberiene, dar asta nu e tot, pentru că la un moment dat a fost înconjurată de urși. Se pare că urși o urmăriseră pe femeie în timp ce ea și familia ei se aflau la pescuit. Când femeia a observat că începuse travaliul, familia a încercat să o ducă la spital, dar mașina lor a rămas blocată în oroi și au fost nevoit să cheme serviciile de urgență, așa că femeia nu a avut de ales decât să nască în circumstanțe foarte neobișnuite în mijlocul pădurii, în timp ce pădurarii din parc o protejau de un grup de urși. În cele din urmă aceasta a reușit, dar povestea a făcut în conjurul lumii, oamenii spunând că așa ceva nu se poate întâmpla decât în Rusia. Numărul 7. Îți poți imagina că te relaxezi pe plajă și deodată vezi o navă militară uriașă care se îndreaptă spre țărm? Sună destul de absurd, nu? Dar Rusia e singurul loc în care probabil poți experimenta așa ceva. Acest lucru s-a întâmplat în orașul Kaliningrad, iar turiștii au fost total șocați când cel mai mare hovercraft din lume a intrat literalmente pe plajă. Cu toate astea, oamenii de pe plajă nu auziseră nimic despre acest lucru, așa că nu e surprinzător că au fost șocați pentru o clipă. În Rusia se pare că aceasta e o procedură normală. Din păcate nu am putut afla dacă acest lucru se întâmplă mai des pe plaja din Kaliningrad, dar dacă plănuiți vreodată să mergeți aici, v-ați putea aștepta la așa ceva. Numărul 6. Există o mulțime de întrebări fără răspuns despre planeta noastră, dar un lucru care îi îngrijorează foarte mult pe oamenii de știință e reprezentat de multiplele cratere din Siberia care continuă să se extindă. Primul crater a fost descoperit pentru prima dată în 2013, iar apoi au mai găsit încă 16. Se spune că fiecare crater are o adâncime de 60 de metri și o lățime de 20 de metri. E dificil pentru cercetători să înțeleagă exact cum s-au format, dar ei cred că există gaze acolo. Unii localnici susțin că aud de asemenea sunete ciudate provenind din cratere, iar cel mai ciudat lucru dintre toate este că craterele sunt din ce în ce mai mari și explodează cu pământ și gheață. Oamenii de știință au comparat craterele cu vulcanii, dar până acum nu au răspuns clar, așa că rămâne un mare mister. Numărul 5. Credeți în unicorni și credeți că aceștia există? Atunci ai dreptate, cel puțin nu există așa cum se întâmplă în basme. Dar a existat un unicorn siberian care a trăit în aceeași perioadă cu oamenii moderni. Sună bizar, nu? Dar recent a fost descoperit un rinocer antic pe care l-au numit Elasmotherium sibiricum. Se crede că acest animal a trăit până acum cel puțin 39.000 de ani în loc de 150.000 de ani, așa cum au crezut inițial oamenii de știință. Acesta era un rinocer uriaș care cântărea 3,5 tone și în plus era păros și avea un corn uriaș de până la un metru lungime.
Potrivit oamenilor de știință, animalul care ar fi trăit în ceea ce e acum Rusia a dispărut din cauza schimbărilor climatice și de mediu. Schimbările au afectat în principal ierburile care reprezentau principala hrană pentru unicornul siberian și se spune că acesta ar fi fost motivul dispariției lor. Numărul 4. Lacul Baikal e cu siguranță unul din cele mai frumoase și unice lacuri de pe pământ. E considerat a fi cel mai vechi și mai ciudat lac din lume. Se datorează faptului că nu e un lac de apă dulce oarecare, e un lac uriaș cu o lățime de 78 de kilometri și o lungime de 635. Are o vechime de 25 milioane de ani, dar pe lângă vârsta și mărimea sa, lacul Baikal mai are ceva ce îl face unic. Lacul găzduiește peste 3000 de specii diferite unice, care se găsesc doar în regiunea Baikal, inclusiv peștele petrol de Baikal, focile nerpa și peștele Baikal omul. În plus, lacul are propriul său monstru din Loch Ness și îl numesc Lusutkan, ceea ce înseamnă practic maestrul dragonului de apă. Un alt lucru uimitor despre lac e felul în care arată atunci când e înghețat. Priviți doar modelele de pe apă. Destul de impresionant, nu? Numărul 3. În timpul Uniunii Sovietice, Rusia era închisă pentru întreaga lume și de asemenea au ascuns unele localități și chiar orașe întregi, nu doar de ochii altor țări, ci și de ochii propriilor cetățeni. Până în 1993, unele orașe nici măcar nu figurau pe hărți, dar erau locuite de mii de oameni care, din punct de vedere tehnic, nu existau. Dacă cineva dorea să intre în oraș, avea nevoie de un permis special, iar oamenii puteau intra și ieși din oraș, dar viețile lor erau la fel de secrete ca cele ale oamenilor care lucrau pentru KGB. Le era strict interzis să împărtășească locul și adresa lor cu alții, chiar și cu membrii familiei. E greu de spus exact ce se întâmplă în aceste orașe, dar se crede că aici erau păstrate secrete ale armelor nucleare. Numărul 2. Pe vremea URSS-ului, Rusia era foarte pricepută în domeniul tehnologiei militare. De fapt, au construit mașini, tancuri, avioane și arme grozave, dar în prezent Rusia construiește un costum de luptă futurist antiglonț care se numește Sotnik. Se spune că acesta era capabil să oprească gloanțele de la o pușcă de calibru 50. De asemenea, are încorporată viziune nocturnă și multe altele. Acest echipament militar e de un alt nivel și e ceva ce lumea nu a mai văzut până acum. De asemenea, s-a mai spus că acest costum va fi echipat cu tehnologii semnificativ noi, inclusiv cu un sistem robotic, precum și cu sisteme integrate de schimb de informații. Numărul 1. Mina Mir e o mină de diamante situată în regiunea siberiană din estul Rusiei, într-un oraș numit Mirni. Aproape toți oamenii ce locuiesc în orașul din apropiere lucrează pentru Alrosa, cea mai mare companie minieră de diamante din lume. Trăiesc 40.000 de oameni, iar clima e extremă. În timpul iernii, temperatura ajunge și la minus 45 de grade. E destul de frig, iar din anii 50, Mirni a fost un oraș minier de diamante, iar Mina Mir e a doua cea mai mare mină de diamante artificială din lume. În prezent, e închisă din cauza unei inundații din 2017, dar se spune că se va redeschide în 2032. Ați dori vreodată să vizitați Rusia? Scrieți-ne în comentarii!